Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Vom dedica emisiunea de astăzi praznicului împărătesc din aceste zile. E vorba de Rusaliile sau Pogorirea Sfântului Duh. Este un moment deosebit de important în economia mântuirii, fapt care marchează întemeierea bisericii. Rusaliile se prăznuiesc duminica, la 50 de zile după înviere, dar și luni, a doua zi după Rusalii, are legătură cu acest praznic. În Biserica Ortodoxă Română, această sărbătoare, în Biserica Greacă, e numită Lunea Sfântului Duh. Despre semnificația teologică și duhovnicească a acestui praznic vorbim cu Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit! Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor! Părinte Arhimandrit, la Rusalii sărbăm, prăznuim Pogorirea Duhului Sfânt, eveniment petrecut la 50 de zile după învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Interesant este că acest eveniment al cincizecimii a coincis cu o altă sărbătoare iudaică, tot a cincizecimii, propriu-zis cincizecimea creștină a bisericii, are loc în acea zi cu cincizecimea iudaică. Ce semnificație are oare această coincidență? Putem sesiza foarte ușor că cele două mari praznice care stau în centrul vieții creștine, în centrul anului liturgic, sunt Paștile și Cincizecimea. Sfintele Paști și Cincizecimea, de fapt, sunt sărbători pe care creștinii le-au moștenit din tradiția iudaică. Însă, în tradiția creștină au dobândit un alt sens. Și Paștile și Cincizecimea erau sărbători ținute de iudei. Ne ducem aminte că izraeliții țineau Paștile în memoria eliberării lor din robia Egiptului și moștenirii pământului făgăduinței. Deci e vorba de trecerea de la robie la libertate. Era o sărbătoare națională, dar care încă de la început a dobândit și conotații religioase prin jertfirea mielului de Paști, prin întreaga liturghie pascală pe care o celebrau în familie, mai târziu și în legătură cu templu, a devenit o sărbătoare de pelerinaj, în fine. În această sărbătoare iudaică s-a petrecut însă și moartea și învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Astfel încât pentru noi creștini, așa cum deja Sfântul Apostol Pavel mărturisea în epistolele sale, Hristos este Paștile nostru, El este adevăratul miel de Paști care ne trece astăzi nu din robia unei țări la libertate, ci ne trece din moarte la viață. Ei bine, la 50 de zile după sărbătoarea Paștilor iudaic și a azimelor, pentru că sărbătoarea aceasta Paștilor dura mai multe zile, era prima zi a sărbătorii, se numea Paști, iar următoarele zile, o săptămână întreagă, țineau azimile care marcau începutul secerișului. La 50 de zile, când se termina la iudei secerișul, ei prăznuiau cincizecimea și aduceau jertfe de mulțumire pentru recolta pe care au avut-o în primăvara fiecărui an. Această sărbătoare a secerișului, a încheierii secerișului, sărbătoarea cincizecimii, sigur, a devenit în timp și aceasta o sărbătoare de pelerinaj. După aceea, și această sărbătoare iudaică a dobândit și o altă dimensiune, o dimensiune religioasă, nu numai o dimensiune agrară cum avea la început, în sensul că, potrivit tradiției iudaice, după ce ei au ieșit din țara Egiptului și au început pelerinajul lor în pustie spre țara Făgăduinței, chiar la 50 de zile de la această ieșire au primit legea pe
muntele Sinai și de aceea era, a devenit această sărbătoare a cincizecimii la iudei și sărbătoarea primirii legii. Deci iată conotația religioasă. Și tot la această zi, sau în această zi, în această sărbătoare iudaică, ne aducem aminte, din Faptele Apostolilor s-a petrecut evenimentul pogorârii Duhului Sfânt peste Sfinții Apostoli. Acum, care este legătura sau cum trebuie să înțelegem legătura între sărbătorile Paști Cincizecime în tradiția iudaică și Paști Cincizecime în tradiția creștină? Există o legătură tipologică. Paștile și Cincizecimea prevesteau, erau prefigurări ale Paștilor și Cincizecimii în creștinism. Prevesteau și împlinirea lor, de fapt, împlinirea acestor sărbători a venit în credința creștină, în tradiția creștină, în biserică. Pentru că, am zis deja, Sfântul Apostol Pavel anunță faptul că Hristos este Paștile cel adevărat, iar tot ceea ce avea iudaismul în legătură cu Paștile era o prevestire a lui Hristos, mielul cel adevărat care se jertfește pentru viața întregii lumi, și de asemenea cincizecimea nu prevestea nu darea legii, ci venirea Duhului, venirea Duhului Sfânt care se pogoară asupra ucenicilor în această zi, în ziua cincizecimii. De altfel, am zis, amândouă sărbătorile sunt moștenite din tradiția iudaică, de aceea sunt și cele mai vechi sărbători creștine, alături de duminică. Duminica este invenție creștină, nu? Este sărbătoare proprie creștinilor, ei au, primele comunități creștine au început să prăznuiască duminica ca Paști și cincizecime săptămânală, dar Paștile și Cincizecimea ca sărbători anuale sunt moștenire din tradiția iudaică, primind sigur alte conotații și împlinindu-se în creștinism. Părinte Simeon, Domnul Iisus Hristos, înălțându-se la ceruri, îl trimite pe Duhul cel Sfânt. Despre acest lucru a vorbit adesea ucenicilor săi. Aș da câteva citate din Evanghelia după Ioan. De folos este ca eu să mă duc, că de nu mă voi duce eu, Mângâietorul nu va veni. Și iarăși, voi ruga pe Tatăl și alt Mângâietor va trimite vouă, Duhul adevărului, care din Tatăl procede. Și a îndemnat după învierea sa pe Sfinții Apostoli, iar voi să rămâneți în Ierusalim până când vă veți îmbrăca cu putere de sus. Așadar, apostolii așteaptă acest moment al venirii Duhului cel promis. Ce face Duhul venind? Ce relație există între Duhul și Fiul? Ce a făcut Duhul față de Fiul? Primul gând care îmi vine ca răspuns la această întrebare este un cuvânt al Sfântului Irineu de Lyon, că Fiul și Duhul Sfânt sunt cele două mâini lucrătoare ale Părintelui Ceresc, mâinile Lui întinse spre lume. Părintele Ceresc rămâne ascuns, rămâne nu în obscuritate, dar rămâne ascuns față de cunoașterea omului. El este cunoscut prin Fiul și prin Duhul Sfânt și El își face lucrarea sa prin Fiul și prin Duhul Sfânt. Chipul Tatălui este Fiul, iar Cel care zugrăvește pe Fiul în inimile noastre, în ființa noastră și ne face pe noi după chipul Fiului este Duhul Sfânt. Deci El este Duhul Sfânt împreună cu Fiul, sunt cele două mâini lucrătoare ale Părintelui Ceresc. Întreaga economie, adică întreaga lucrare a Preasfintei Treimi se realizează prin Fiul și prin Duhul Sfânt. Și în întreaga economie dumnezească, adică în întreaga lucrare a Preasfintei Treimi, în relație sigur cu creația în primul rând, Fiul și Duhul Sfânt au o lucrare sau sunt într-o reciprocitate în lucrarea sau în desfășurarea economiei mântuirii. Acolo unde este Fiul este și Duhul Sfânt, acolo unde este Duhul Sfânt este prezent și Fiul sau Cuvântul. Sigur că această reciprocitate o putem vedea
și în decursul istoriei mântuirii. Dacă ne gândim la Vechiul Testament, acolo Duhul Sfânt era cel care pregătea venirea Fiului în lume prin întrupare. Nu este o pregătire treptată, Duhul Sfânt este mereu prezent, este și vestit, este și numit în Vechiul Testament Ruach Iahve, adică Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu asupra profeților, de exemplu. El este cel care a vorbit, a grăit în proroci, nu noi și mărturisim lucrul acesta în simbolul credinței, și care îl prevestește pe Fiul. Și în același timp pregătea omenirea pentru primirea cuvântului întrupat. Această pregătire, sigur, a culminat prin pregătirea Fecioarei Maria, născătoarea de Dumnezeu, cea care s-a umplut de harul Duhului Sfânt, și când vine îngerul ca să-i vestească întruparea, o numește bucură-te, ceea ce ești plină de har. Acest har este al Duhului Sfânt. Duhul Sfânt o umbrește pe ea și face roditor pântecele Fecioarei fără sămânță bărbătească. Cuvântul se întrupează. Acum, sigur, în Noul Testament predomină lucrarea Fiului întrupat, lucrarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Însă, de la întrupare, Duhul Sfânt este asupra Lui. Duhul Sfânt ca persoană, ca ipostas, pentru că lucrul acesta trebuie să spunem, Duhul Sfânt și Fiul sunt persoane, sunt ipostasuri ale Preasfintei Treimi. Duhul Sfânt nu este o energie impersonală, ci este o persoană dumnezeiască, și El ca persoană este asupra Fiului. Mântuitorul Hristos în Evanghelie chiar mărturisește că Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a trimis. E vorba despre Evanghelia de la Luca. La început, chiar în sinagoga din Nazaret, când își începe activitatea publică, el dă această mărturie. După aceea îl vedem pe Duhul Sfânt asupra Mântuitorului Hristos la Iordan, când se botează. Duhul Sfânt este prezent în întreaga sa activitate pământească. Mântuitorul Hristos se bucură în Duhul Sfânt și îl slăvește pe Tatăl. Nu, la un moment dat în Evanghelie avem un amănunt, Hristos s-a bucurat întru Duhul și a exclamat: Te slăvesc pe tine, Părinte al Cerului și al Pământului. Și zici la un moment dat, Duhul Domnului peste mine, pentru că m-a trimis să fac cu tare. Da, deci e vorba despre o reciprocitate a lucrărilor. Acum, însă, în Noul Testament, dacă în Vechiul Testament Duhul pregătea venirea Fiului în lume ca prin întrupare, nu? Acum, în Noul Testament, în epoca Harului, zicem noi, Domnul Hristos este Cel care prevestește și pregătește venirea Duhului Sfânt în lume, și această pregătire și prevestirea a venirii Duhului Sfânt în lume se intensifică în special în perioada Sfintelor sale pătimiri și după învierea sa. Părinții noștri într-o credință chiar spun că între înviere și înălțarea Mântuitorului Hristos la ceruri, Hristos mijlocea venirea Duhului. El era în mijlocire la Părintele Ceresc, se ruga Părintelui Ceresc ca să trimită în lume pe Duhul. Și Duhul Sfânt pogoară la cinzecime. Și acum, ca să încheiem răspunsul la întrebarea pe care ați spus-o, ce rost are trimiterea Duhului Sfânt de către Fiul? Duhul Sfânt prelungește lucrarea Fiului în lume. El pentru aceasta este acum trimis, ca lucrarea pe care a făcut-o Mântuitorul Hristos în viața sa pământească, în cei 33 de ani, să se prelungească și să se actualizeze în trupul său mistic, în biserică, până la sfârșitul veacurilor. Părinte Himandrii Simeon, în această zi a cinzecimii, Sfântul Apostol Petru ține o cuvântare însuflețită și ca urmare a acestei cuvântări, ca la 3000 de suflete îmbrățișează această nouă veste, această vestire
a Sfântului Apostol Petru, se formează cumva prima comunitate creștină la Ierusalim, este cumva nucleul bisericii. Însă, ce s-a întâmplat cu Sfinții Apostoli? Ce au primit ei? Ce harisme, ce daruri? Cum a fost cu putință ca acea comunitate de apostoli, înfricoșată de persecuția fruntașilor iudeilor, ascunsă după pătimirea Domnului, necrezând că, iată, Domnul poate să învie, această comunitate așa dat de apostol se transformă radical, încât prin ea vestea Evangheliei se răspândește în toate hotarele. Sfânta Scriptură ne spune că Mântuitorul Hristos, înainte de a se despărți de apostolii săi și când le vestește venirea Duhului Sfânt în lume, atunci când se înalță la ceruri, le spune să nu se împrăștie, să stea la Ierusalim, deci se referă la apostoli, pentru că veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Sfinții apostoli primesc o putere, în primul rând puterea Duhului Sfânt, putere dumnezeiască. Și această putere dumnezeiască, sigur, va activa în ziua cincizecimii în ei harurile și harismele pe care Mântuitorul Hristos le-a dat și le-a vestit apostolilor înainte de a se despărți de ei. De exemplu, înainte de a-i lăsa pe Sfinții Apostoli, nu, de a se înalța la ceruri, Mântuitorul Hristos, chiar în ziua învierii, le dă harul preoției, nu? Vine, se arată ucenicilor și le făgăduiește că aceștia vor avea puterea de a lega și dezlega păcatele. După aceea, un alt evanghelist, Sfântul Evanghelist Matei, ne spune că Mântuitorul Hristos, înainte de a se despărți de ucenici, le-a dat puterea sacramentală de a boteza, de a propovădui Evanghelia, deci de a întemeia comunități, de a-i conduce pe creștini spre, pe noi botezați, nu, pe noi creștini, spre împărăția lui Dumnezeu. Însă toate aceste daruri, sigur, darul afacerii de minuni, darul propovăduirii cuvântului, nu, ei erau neînvățați, toate aceste daruri sunt activate și puse în lucrare doar după ce ei sunt îmbrăcați cu putere de sus, cu putere dumnezeiască. Cu alte cuvinte, noi putem zice că hirotonia Sfinților Apostoli s-a petrecut chiar în ziua cincizecimii, când se întemeiază și biserica și când se activează și cultul noului legământ, care a fost întemeiat de Mântuitorul Hristos, sigur, și biserica și cultul în trupul său, prin jertfa sa, prin întreaga sa activitate, dar care se activează, care devine lucrătoare sau devin lucrătoare în ziua cincizecimii, prin faptul că Sfinții Apostoli primesc această energie dumnezeiască, care este harul Preasfântului Duh, care pogoară asupra lor în chipul limbilor de foc. Părinte Simeon, așadar, Sfinții Apostoli sunt îmbrăcați la cincizecime cu putere de sus, cu putere dumnezeiască, dar, interesant fapt, această putere dumnezeiască se manifestă și sub forma unor harisme aparte, ca să vorbesc aici despre darul limbilor, darul taumaturgic de a face minuni și vindecări, poate chiar au înviat din morți, în sfârșit, lucrări excepționale, grație cărora, uimind, masele au reușit să-i aducă la credință, să-i aducă la trupul bisericii. Aceste harisme au fost contextuale, au durat mai mult, le găsim și mai târziu în biserică, sau au fost doar atunci la începutul bisericii? Sigur, harismele s-au mai diminuat în timp, dar n-au dispărut întru totul din biserică. Întotdeauna în biserică există, pe lângă energia dumnezeiască necreată, care este harul Dumnezeu și care lucrează în biserică prin toată viața, prin toată lucrarea bisericii, se împărtășește harul dumnezeiesc, în special, sigur, prin lucrarea sacramentală a bisericii.
Dar harismele, sigur, au fost mai prezente în viața bisericii primare, pentru că atunci era nevoie mai mare de harisme, adică de darurile speciale. Astea sunt harismele. Harul este energia necreată care izvorăște din ființa lui Dumnezeu și care ni se împărtășește prin persoanele dumnezești și în special prin Duhul Sfânt, iar harismele sunt daruri speciale. Harul este prezent și acolo unde nu-i harismă. În sensul că, de exemplu, un preot hirotonit valid în biserică, el poate transmite prin actele sacramentale stabilite de biserică, atunci când le săvârșește după rânduiala stabilită de biserică, harul sfințitor, îndumnezeitor. Însă sunt preoți până astăzi, cum am dat acest exemplu, nu e valabil numai la preoți acest exemplu, dar sunt preoți care pe lângă această lucrare, zicem noi, firească în biserică, au și daruri speciale, darul de a vindeca boli, de a tămădui, darul de a mângâia, de a aduce pace și bucurie în inimile, de a zice cuvântul, de a avea un cuvânt puternic și așa mai departe. Tot așa existau și în biserica primară, numai era mai vizibilă lucrarea harismelor, erau mulți harismatici, pentru că era nevoie pentru zidirea trupului mistic al lui Hristos. Suntem la începutul bisericii, sigur, apostolii au pornit să propovăduiască Evanghelia, veneau cu un mesaj, nu? Veneau cu mesajul unui om care a murit, a fost răstignit pe cruce, adică a murit cu o moarte considerată de cetățenii Imperiului Roman, o moarte rușinoasă. Și îl vovesteau pe acesta care a murit printr-o moarte de ocară și a înviat. Era o ciudățenie. Nu ne aducem aminte de să zicem, de intelectualitatea greacă din Atena, de Areopag. L-au ascultat pe Sfântul Pavel vorbind despre Hristos, nu, acel Dumnezeu necunoscut al grecilor, care a făcut până la urmă cerul și pământul și așa mai departe. Dar în clipa în care a ajuns la miezul predicii sale, la vestirea cherigmei, adică a proclamării lui Hristos cel mort și înviat, au zis: Pavele, despre asta te-am ascultat de altă dată. Și atunci era nevoie de harisme, era nevoie de aceste daruri speciale și lucrau aceste daruri în așa fel încât ne aducem aminte că și umbra Sfinților Apostoli făceau minuni. Făcea minuni în sensul că dacă trecea unul dintre Sfinții Apostoli, Sfântul Petru, nu? Și umbra trecea peste cei bolnavi, umbra lui vindeca, îi tămăduia pe cei bolnavi. Sigur, aveau darul vorbirii în limbi. De ce era nevoie să vorbească în limbi? Pentru ca să poată propovădui Evanghelia la toate neamurile câte existau în vastul imperiu roman și așa mai departe. Da, Părinte Arhimandrit, așadar, aceste lucruri minunate se petrec cu Sfinții Apostoli, ei formează propriu-zis nucleul de bază al bisericii și pe propovăduirea Sfinților Apostoli în frunte cu Sfântul Petru, iată că la 3000 de oameni aderă la mesajul evanghelic și formează prima biserică. De acolo plecând, cu toții peste timp, peste veacuri, răspândiți în toate laturile pământului, vom fi încorporați în biserică și noi primim acest dar al Duhului, într-un fel și noi suntem îmbrăcați cu putere de sus, prin tainele de inițiere. Mi-aduc aminte de o exprimare interesantă teologică a părintelui Schmemann: mirungerea ar fi ca un fel de cincizecime personală, adică, iată, Duhul și la noi vine, cei de astăzi. Așa este.
Practic, noi în tainele de inițiere creștină primim în dar ceea ce au primit și Sfinții Apostoli în ziua cincizecimii. Sfântul Ioan Gură de Aur, de altfel, face această afirmație. Dacă celelalte sărbători se țin o dată pe an, cincizecimea este o sărbătoare care nu se termină niciodată. În biserică tot timpul, totdeauna este cincizecime. Este afirmația Sfântului Ioan Gură de Aur într-una din omiliile, predicile pe care le-a rostit la această sărbătoare a cincizecimii. Și la ce se referă el? Biserica este spațiul revărsării Duhului. Biserica este locul unde Duhul Sfânt pogoară întotdeauna când este invocat. Și Duhul Sfânt este invocat în fiecare zi. Dacă ne gândim la dumnezeiasca liturghie, dacă ne gândim la Sfintele Taine, dacă ne gândim la întregul cult al bisericii, dar dacă ne gândim și la fiecare rugăciune personală pe care o rostim, Sfântul Apostol Pavel zice că noi nu-L putem numi pe Domnul Hristos, nu Fiul al lui Dumnezeu, decât în Duhul Sfânt. Nu-L putem invoca pe Părintele Ceresc dacă nu suntem în Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt strigă, nu? El ne dă conștiința că suntem fii ai lui Dumnezeu și strigă în inimile noastre, Ava Părinte, adică în Duhul Sfânt îl numim pe Tatăl Ceresc, Tată, de fapt. Și pentru aceasta, sigur, Duhul Sfânt vine, este și vine permanent în biserică și face din biserică un loc al cincizecimii perpetue. În așa fel, adică la fel cum biserica îl invocă permanent pe Duhul Sfânt să vină, nu? Deci toată viața liturgică și sacramentală a bisericii nu este altceva decât o mare epicleză, o epicleză tot cuprinzătoare, adică o invocare a tot cuprinzătoare a Duhului, tot așa Duhul Sfânt vine neîncetat în biserică și în biserică este totdeauna cincizecime, deci este cincizecime continuă. Însă în această cincizecime continuă, fiecare în parte, în mod personal, avem și locul nostru, iar cincizecimea noastră personală are loc în taina mirungerii. În botez avem părtășie la Paștele lui Hristos, la trecerea sa de la moarte la viață și împreună cu el trecerea noastră de la existența omului vechi la omul cel nou, nu? Murim împreună cu el și înviem împreună cu el și ni se schimbă existența, de acum trăim o viață nouă, viața în Hristos. Aceasta este participarea noastră la Paștile Mântuitorului Hristos. E vorba despre moartea și învierea împreună cu el în taina Sfântului Botez, iar după botez, nu? Deci după ce avem experiența personală și existențială a Misterului Pascal, după botez, avem și experiența cincizecimii personale, pentru că prin taina Sfântului Mir, nu? Atunci când preotul administrează această sfântă taină, zice pecetea darului Sfântului Duh, Părintele Șmeman precizează clar că de fapt îl primim pe Duhul Sfânt în dar, care ne pecetluiește, care își lasă amprenta, pecetea pe noi, pe trupul nostru, pe ființa noastră. Și sigur, după aceea, de fiecare dată când ne împărtășim, sigur, prima împărtășanie în cadrul tainelor de inițiere creștină, dar și de fiecare dată, de câte ori ne vom împărtăși din trupul și sângele Duhului Sfânt, nu va reînnoi în noi misterul pascal, dar și cincizecimea, pentru că noi împărtășindu-ne cu trupul, nu jertfit și în viața al Mântuitorului Hristos, ne împărtășim și din Duhul Sfânt, pentru că trupul lui înviat este plin de Duhul Sfânt. Din trupul lui, nu jertfit și înviat, iradiază Duhul Sfânt, se revarsă Duhul Sfânt asupra noastră și întru noi. Propriu zis, în această lucrare a mirungerii, Duhul Sfânt se revarsă în mod personal peste fiecare. Am numit-o noi aici, preluând o sintagmă a Părintelui Șmeman, cincizecime personală, dar în acest moment al mirungerii,
Duhul va pune în valoare și darurile personale ale fiecărui om. Fiecare om are un dar de la Dumnezeu care este potențat, este pus mai tare în lumină prin această atingere a Duhului, să spunem așa. Dacă e să mă refer la preoția universală, toți deținem darul de a sluji lui Dumnezeu, dar o facem în moduri diferite, fiecare om are particularitatea lui, iar aceste daruri, repet, sunt puse în valoare, în lumină de către Sfântul Duh. Și cu cât omul conlucrează mai mult după tainele de inițiere creștină, deci după botez, mirungere și euharistie, cu darurile pe care le-a primit în aceste sfinte taine, adică cu cât trăiește o viață creștină mai autentică, cu atât se amplifică aceste daruri în viața sa, cu atât mai mult transpare lucrarea Duhului Sfânt pe care l-a primit în dar în ziua cincizecimii în viața omului. Deci e vorba și de o sinergie, o împreună lucrare pe care trebuie să o cultivăm în întreaga noastră existență. De altfel, cuviosul Marcu Ascetul spune, referindu-se la tainele de inițiere creștină, că botezul este desăvârșit, îl desăvârșește pe om, îi dăruiește, îi face, îi dăruiește toate darurile duhovnicești necesare pentru moștenirea împărăției lui Dumnezeu. Însă nu îl desăvârșește pe om în mod automat, ci numai în măsura împlinirii poruncilor lui Hristos. Adică e un dat, e un germene pe care îl așează în noi, dar acest germene trebuie să încolțească și să rodească în viața noastră și rodește numai în măsura împlinirii poruncilor lui Hristos, adică în măsura sinergiei. Noi lucrăm cu Duhul pe care l-am primit, lucrăm cu darurile pe care le-am primit în ziua botezului nostru și împlinind poruncile, ele devin din ce în ce mai transparente în viața noastră. De aceea, inițierea creștină nu se încheie niciodată. Inițierea creștină este o lucrare permanentă în viața omului. Nu e o lucrare care s-a încheiat odată cu odpustul slujbei botezului. Durează toată viața. Și de aceea, cred că nici nu se poate reproșa neapărat că astăzi nu mai există catehumenat înainte de botez, pentru că cateheza care exista în biserica veche pentru adulți înainte de botez este împlinită în biserică după botez. Odată cu creșterea în vârsta copilului nou botezat care a trecut prin tainele de inițiere creștină, biserica, familia creștină, nașii, părinții, biserica ca familie extinsă, familia mare, are această datorie de a completa cateheza în așa fel încât viața omului nou, omului renăscut prin tainele de inițiere creștină să se conformeze cu Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iar darurile pe care creștinul nou botezat le-a primit de la Duhul Sfânt atunci când a fost pecetluit de persoana Duhului Sfânt care a coborât și asupra lui, ca și asupra Mântuitorului Hristos la Iordan, ca și asupra Sfinților Apostoli în ziua cincizecimii, îi va amplifica din ce în ce mai mult puterile naturale pe care le are. Nu? Pentru că, de fapt, aceste puteri naturale ale omului sunt amplificate de lucrarea Duhului Sfânt, dar în măsura în care omul se deschide spre lucrarea Duhului Sfânt. Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.
Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, în partea a doua acestei emisiuni, vom mai zăbovi asupra temei acesteia, respectiv praznicul Rusaliilor. Sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt a fost numită în românește și Rusalii. Se pare de la o veche sărbătoare romană, Rosalia, a trandafirilor. Era o sărbătoare și legată de cultul morților. Întrebarea mea este legată de sâmbata de dinainte de Rusalii. Este o zi pe care în calendar o avem consemnată ca moșii de vară, o sărbătoare în care îi comemorăm pe toți cei adormiți ai noștri. Este vreo legătură între pogorârea Duhului Sfânt și această pomenire a morților? Sigur că da, este o legătură, o legătură mistică și liturgică deopotrivă. Nu noi pomenim, noi prăznuim în ziua cinzecimii, în ziua de Rusalii, prăznuim întemeierea bisericii prin venirea Duhului Sfânt în lume. Din biserică fac parte însă nu numai cei vii, ci fac parte toți cei care au adormit în credința învierii și întru Hristos Domnul și așteaptă învierea cea de opște. Și atunci biserica a socotit de cuvință ca în preziua cinzecimii, deci în ajunul cinzecimii, să fie o pomenire de opște a tuturor celor din viața dormiță, părinților, fraților, surorilor, tuturor celor dintr-o rudenie, cunoștințelor și a tuturor celor care nu are cine să-i pomenească, nu mai au neamuri, nu mai e cine să își aducă aminte de ei. Biserica îi pomenește, își aduce aminte de ei, face comemorarea lor în Duhul Sfânt. Și aici, sigur, este iarăși un alt lucru important pe care trebuie să-l precizăm. Face această comemorare, această aducere în memorie și a celor pe care nu-i cine să-i pomenească, pentru că Duhul Sfânt este memoria via bisericii. Mântuitorul Hristos, înainte de a se despărți de ucenicii săi, nu le-a spus că îl va trimite pe Duhul Sfânt și zice, El vă va aduce aminte de toate câte v-am spus. El este memoria. Sigur, Sfinții Apostoli au primit pe Duhul Sfânt, lor li s-a activat această memorie și l-au propovăduit pe Hristos, au scris despre Hristos din memoria lor și au adus aminte de amănunte din viața pe care au petrecut-o împreună cu Hristos timp de 3 ani, ceea ce am văzut, ceea ce am auzit, ceea ce mâinile noastre au pipăit despre cuvântul vieții, aceea vă vestim și vouă și sigur sunt mult mai multe decât s-au scris, pentru că dacă s-ar fi scris toate, zice Sfântul Evanghelist Ioan, n-ar fi încăput cărțile în lumea aceasta câte s-au scris. Deci Duhul Sfânt este memoria vie a bisericii și în această memorie vie a bisericii este pomenit nu numai Hristos la liturghie, când zice aceasta să o faceți întru pomenirea mea, adică frângerea pâinii este o pomenire, este o comemorare a lui Hristos. El vine, El este prezent prin această comemorare, pentru că e invocat Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne dă puterea să-L putem aminti pe Hristos la cina cea de taină și în același timp El face să fie El prezent în mijlocul nostru, în mijlocul ucenicilor din toate timpurile, sigur în cadrul dumnezeieștii liturghii. Dar în același timp Duhul Sfânt ne aduce în memorie și pe toți cei care s-au mutat din această viață. Ne aduce în memorie pe de o parte și în același timp susține vie memoria lor. Noi la Parastas cântăm la sfârșit veșnică pomenire și aici aș dori să fac această precizare. A cânta Hristos a înviat la sfârșitul Parastasului în loc de veșnică pomenire este o inovație liturgică care nu are sens. Sigur că noi pomenim pe cei adormiți
și ne raportăm la moarte în lumina învierii Mântuitorului Hristos, dar a înlocui rugăciunea veșnică, să le fie pomenirea, că asta e rugăciunea veșnică, pomenire, cu troparul de la Paști, este o inovație liturgică, e mai important să zicem veșnică pomenire decât Hristos a înviat în acest context liturgic, pentru că prin a cere veșnică pomenire, noi cerem ca, de fapt indirect, ca acei frații ai noștri care s-au mutat din această existență să trăiască veșnic. A pomeni pe cineva veșnic, a purta pe cineva veșnic în memorie nu poate decât numai Dumnezeu, că numai El este veșnic. Și dacă Dumnezeu poartă pe cineva în memoria sa, persoana respectivă trăiește, pentru că în Dumnezeu nu există moarte, numai viață. Și vedeți, lucrul acesta îl face, îl realizează, lucrează Duhul Sfânt. El este cel care face vie memoria celor mutați de aici, din această existență. Și de aceasta, fiindcă nu la Rusalii, în ziua cinzecimii, prăznuim venirea Duhului în lume, biserica a socotit de cuvință ca înainte de acest praznic să-i pomenim pe toți cei dragi ai noștri, știuți și neștiuți, pe toți cei care s-au mutat în credința învierii și a vieții celei veșnice în Domnul nostru Iisus Hristos. Și mai este un lucru legat de pomenirea morților. În chiar ziua cinzecimii este o vecernie specială, e vecernia rusalilor, plecarea genunchilor, și în cadrul acestei vecernii sunt mai multe rugăciuni. Sigur, sunt unele rugăciuni care îți țin de structura vecernei, dar sunt patru rugăciuni ale plecării genunchilor, se numesc ele, rugăciuni speciale care se rostesc numai și numai în această zi. Sigur, aceste rugăciuni sunt adresate persoanelor Preasfintei Treimi, în special Fiului, ca mulțumire pentru economia pe care a realizat-o și care s-a încheiat în ziua cinzecimii prin trimiterea Duhului. Dar ultima rugăciune, o rugăciune lungă, frumoasă, este pentru cei adormiți. E o rugăciune pe care biserica o înalță pentru cei morți. În ziua cinzecimii, când a venit Duhul Sfânt, noi ne rugăm pentru toți cei adormiți, inclusiv, și lucrul acesta este important de reținut, pentru sufletele care se chinuiesc în iad, adică pentru cei care au refuzat viața. Total. Sigur, aici intră și cei care s-au sinucis. Biserica, în această zi a cinzecimii, prin îndemnul, prin puterea Duhului Sfânt, se roagă și pentru sufletele care se chinuiesc în iad. Da, foarte puternice aceste rugăciuni și au o adâncime teologică aparte și dătătoare de speranță pentru atâta lume care, din vari motive, a refuzat viața în clipa când s-au săvârșit în această lume. Dar, interesant, această slujbă marchează într-un fel și revenirea la practica ascetică obișnuită a bisericii, în sensul că vom începe să îngenunchem din nou, să facem metanii, viața obișnuită a bisericii va reîncepe. Dacă până acum am avut momentele în care trupul nostru a stat drept înaintea Domnului la Sfintele Slujbe și în cultul particular, iată că din momentul vecerniei plecării genunchilor vom reîncepe să plecăm genunchii înaintea Domnului nostru Iisus Hristos, înaintea Lui Dumnezeu. Părinte Arhimandrit, exista un obicei înainte, mai ales în comunitățile rurale, ca de Rusalii oamenii să iasă la țarină. Noi astăzi la oraș nu ieșim la țarină, dar avem obiceiul să aducem la biserică ramuri de grâu, ceva verde. Ce înseamnă, să zicem, această ierurgie până la urmă? Mai întâi de toate, bisericile sunt împodobite în ziua cinzecimii cu crengi care au frunze verzi. De obicei, în zona noastră, în spațiul geografic în care trăim noi, se aduc frunze de tei și frunze de nuc. Mi-aduc aminte din copilăria mea, când am reținut, de când rețin prima dată, să zic, această sărbătoare, tare m-a impresionat, atunci nu înțelegeam, sigur, de ce biserica este plină de crengi verzi și pe jos erau petale de flori.
verdele acesta și crengile verzi și frunzele, mai ales frunzele de nuc și frunzele de tei au forma aceea lunguiață și sigur e vorba despre un simbol natural în cult. Creștinii au dorit ca să facă mai vizibilă prezența limbilor de foc și atunci aceste frunze nu seamănă cu limbile de foc care s-au pogorât asupra, ca formă, zic, asupra ucenicilor în ziua cincizecimii, dar în același timp verdele este și semnul vieții, nu? Pomul înverzit este un pom plin de viață. Și natura când e verde, nu? Ne place să ieșim într-o pădure verde sau când vedem natura înverzită, avem această bucurie a plenitudinii vieții. Toamna când îngălbenește, suntem nostalgici, iarna când nu sunt frunze în copac, totul este auster. Dar primăvara când începe să înfrunzească totul, deja nu este semnul că viața dă roade și în perioada aceasta, în luna mai-iunie, când prăznuim noi cincizecimea, totul este deja înverzit, adică nu e vorba despre abundența vieții. Plus florile care nu floresc în această perioadă, în luna mai, se și numește florar, nu sunt aduse flori și verdeață la biserică, inclusiv preoții la această sărbătoare folosesc veșmintele verzi, de culoare verde, pentru ca să arate viața pe care ne-o împărtășește, nu? Duhul Sfânt este dătătorul de viață, așa este numit într-una din rugăciunile Bisericii Ortodoxe. Troparul de la slujba vecerniei rusarilor, împărate ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, nu? Îl numim dătătorul de viață. Și de aceea slujim în veșminte verzi în această zi. Dar dincolo de asta aducem și snopi de grâu. Care sunt, nu, grâul acesta este sfințit, binecuvântat de preot la sfârșitul slujbei. Iarăși spicele de grâu nu au forma aceasta alungită, lunguiață, seamănă cu limbile de foc în primul rând, dar în același timp sunt și un simbol al Mântuitorului Hristos. Nu? Grâul, el însuși vorbește despre misterul pascal, despre misterul morții și învierii sale, ca despre bobul de grâu care, dacă e aruncat în pământ și nu putrezește, rămâne singur, dar dacă e aruncat în pământ și încolțește și face pai și după aceea face rod, nu aduce rodul însutit. Spicul de grâu este acel rod care vine după înviere. Spicul de grâu, când îl privim, noi contemplăm, de fapt, rodirea misterului pascal. Așa cum Hristos, care a murit, a înviat, a dus roadă multă prin biserică. Biserica aduce această roadă. Sunt binecuvântate aceste spice pe care noi le ducem acasă, le păstrăm la icoană, mi-aduc aminte din copilărie, iarăși așa era tradiția poate la noi, mai ales femeile aveau această credință ca vara, în zilele ploioase, când veneau furtuni în perioada verii și ca să nu fie afectată gospodăria, nu? Prin gheață, prin vânt puternic, prin furtuni, să nu ducă vântul acoperișul caselor sau animalele și așa mai departe. Femeile la țară luau de la icoană ramura de grâu, adică spicul sau ramurile pe care se le sfințeam de flori și le aprindeau în foc. Fumul respectiv avea efectul de a împrăștia nori, așa credeau, sigur, ei, în credința lor simplă, dar frumoasă în același timp. Adică lucrurile acestea duse de la biserică, spicele de grâu și ramurile de copac erau puse la icoane, erau considerate purtătoare de sfințenie, de har. De asemenea, la țară, în această zi de cincizecime, se ieșea la țarină, se făceau rugăciuni pentru că, sigur, poate și o memorie în legătură cu
cinzecimea iudaică. Noi ținem minte, am zis lucrul acesta în prima parte a misiunii, că era o sărbătoare agrară, o sărbătoare a secerișului. Nu știu cât de mult a rămas în conștiința creștină lucrul acesta, dar s-ar putea ca și de aici să vină obiceiul, dar cred eu că la țară și din pricina faptului că, sigur, lanurile se coceau în perioada aceasta, erau deja gata de seceriș, urma, nu luna iunie când se mai usca grâul și urma să fie secerat și din pricina aceasta preoții mergeau la țară, în procesiune, la țarină, la grâu, la alte culturi pentru a face rugăciuni ca Dumnezeu să ferească culturile respective de grindină, de ploi, de animale sălbatice, de rozătoare. De ce? Pentru că viața omului și mai ales la țară era condiționată de recoltele acestea și atunci ei săracii invocau mila și harul lui Dumnezeu ca acum, pe ultima, să zicem, pe ultima sută, înainte de a fi strânsă recolta, să nu fie vătămată, ca, sigur, familiile, copiii să nu sufere de foamete și de lipsuri în perioadele care vor urma. Părinte Arhimandrit, o altă problemă aș dori să ne lămuriți aici. În fiecare an de Rusalii, în municipiul Cluj-Napoca, preoții orașului, în frunte cu ierarhii noștri, săvârșim o procesiune în centrul orașului după ce în prealabil ne-am rugat în fața catedralei. Ce mesaj are acest gest, să zicem, religios pe care îl observă clujenii? Sigur, această rânduială liturgică pe care o săvârșim noi la Cluj a fost introdusă de Părintele Mitropolit Andrei odată cu venirea sa la Cluj și cu devenirea sa ca arhiepiscop și mitropolit al Clujului. Dorința Părintelui Mitropolit a fost ca odată pe an să celebreze o slujbă împreună cu toți preoții din municipiu, din orașul Cluj, și lucrul acesta este important, nu? Ca ierarhul să fie împreună cu toți preoții lui odată pe an. Și de asemenea socotit de cuvință ca această zi să fie ziua Rusalilor, nu? Ziua în care am zis ea ființă biserica în chip văzut, dar în același timp ziua în care au fost hirotoniți apostolii, au primit darul preoții prin venirea Duhului Sfânt asupra lor. Este ziua comuniunii și ecleziale și ziua comuniunii sacerdotale. Și atunci, în această zi, s-a hotărât ca să se facă slujba vecerniei împreună Părintele Mitropolit și cu clerul din Cluj. De aceea întotdeauna sunt invitați din timp, sigur, prin protopopiat toți preoții care sunt instruiți normal cum să vină, cu ce veșmânt să vină, cum să stea, ce vor face la slujbă fiecare, cine slujește, cine nu slujește. Deci e o rânduială care se face din timp și o instruire a lor și vin în fața catedralei, pentru că de obicei în această zi slujba nu se face înăuntru, se face afară, fiindcă e sobor mare, sunt mulți preoți, sunt mulți credincioși care vin și se încapă toată lumea. Se celebrează vecernia plecării genunchilor, deci vecernia specială a rusalilor. Părintele Mitropolit slujește de obicei și după aceea se organizează o procesiune. Sigur, această procesiune are ca scop și o mărturie creștină în orașul nostru. Procesiunile de altfel țin de tradiția liturgică a răsăritului bizantin, răsăritului ortodox. În Bizanț erau foarte multe procesiuni. La toate ocaziile bizantinii făceau procesiuni. La noi s-a mai diminuat tradiția aceasta. Dar în vechime erau procesiuni foarte dese în Bizanț. Și sigur că și acolo procesiunile acestea aveau pe de o parte rol de litii, rugăciuni stăruitoare pentru anumite situații de criză din cetate, din orașul lui Constantin, sau cu alte ocazii când se organizau și nu erau probleme, calamități sau, în fine, războaie, nu era amenințare de dușmani, atunci aceste procesiuni se făceau
ca solemnități în anumite zile. Și cred că acesta a fost și gândul Părintelui Mitropolit, să fie o solemnitate, nu, în cetatea noastră, în orașul nostru, și o mărturie creștină în același timp, nu? E o mărturie liturgică a prezenței bisericii în lume. Deci are această dimensiune, să zicem, misionară. Și a treia, să zicem, al treilea motiv pentru care se face această slujbă, Părintele Mitropolit în fiecare an evocă acest motiv, este motiv ecologic. La sfârșitul procesiunii, după ce procesiunea se întoarce în fața catedralei, slujba se încheie cu rugăciuni făcute pentru natură. Sigur, Părintele Mitropolit sfințește acele spice de grâu pe care și preoții credincioși le țin în mâini și pe care nu le pregătim din timp, le sfințește, le împarte, dar rostește rugăciuni pentru natură, pentru natura care suferă din pricina negrijei omului și abuzurilor pe care oamenii nu le facem împotriva ei. Și, sigur, aceste rugăciuni de invocare a Duhului Sfânt asupra naturii sunt importante, pentru că Duhul Sfânt nu sfințește numai pe om, ci sfințește întregul cosmos, susține și sfințește întreaga creație cosmică. Și atunci aceste rugăciuni sunt importante și pentru că ne conștientizează pe noi ca să fim mai responsabili, ne responsabilizează față de această creație cosmică, de întreaga făptură care este de fapt casa noastră. Deci, iată, e o lucrare complexă în această zi aici la Cluj. E o rânduială liturgică complexă care începe cu vecernia, ca o rânduială liturgică de comuniune, de coslujire a preoților din Cluj, cu mitropolitul lor, cu întâi stătătorul, cu proiestosul bisericii noastre locale din Cluj. După aceea, a doua dimensiune este cea misionară, de a vesti lumii prezența bisericii, de a fi o mărturie în lume, în fața lumii, a prezenței bisericii, nu? Preoți credincioși, deopotrivă cu ierarhul lor, care în cântări duhovnicești înconjoară cetatea. Și în al treilea rând, nu, aceste rugăciuni pentru creația cosmică ca o responsabilizare a noastră față de casa noastră comună, care este lumea. Da, Părinte, cu aceste precizări importante legate de semnificația praznicului Rusaliilor, de semnificația gesturilor liturgice pe care le facem în această prăznuire, vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței, mulțumindu-vă pentru tot ceea ce ne-a spus și sperând că au fost de folos toate celor care ne-am ascultat. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă dorim sărbători frumoase de rusalii, de bisericii. Toate cele bune!